Uite de ce minunate sunt, cremoase, de zici că le-ai făcut cu o tonă de parmezan. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai trimit ingredientele la tine în bucătărie. Deci fără brânză, fără carne, fără nimic. Totul de post. N-ai cum, nu mă pot opri din mâncat acum. Ma che dice, ma che dice? Ți-ai revenit, Constantine? Ți-ai revenit, Paule? Ei bine, mai trag un pic de nas. În rest, totul e bine. Dragi pofticioși, mi s-a făcut poftă. Am avut o săptămână de pauză de la gătit pentru că m-a luat cu tremurici. Dar acum sunt bine. Așa că hai să continuăm, că tare mi s-a făcut foame și nu orice fel de foame, ci foame de paste. Vreau să fac niște pene nemaipomenite. Sincer să zic, cele mai bune pene pe care le-ai mâncat vreodată. De post, fără gram de carne. Dar îți garantez că ceea ce fac eu aici este rețeta secretă de sos care o folosesc la paste. Copiii mei sunt în extaz. Așa că, dragi pofticioși, haideți să gătim cele mai bune pene pe care le-ați mâncat vreodată. Dar nu de găină, ci pene de astea italienești, cu gaură în mijloc. Cum ar zice unii, macaroane, maică, macaroane. Hai să gătim. Ah, și apropo, vreau să fac penele astea în nici mai mult, nici mai puțin de maxim 15 minute. Da, vreau să ies cu totul în timp util, pentru că așa fac eu de fiecare dată când cei mici ai mei strigă de foame și eu nu știu pe ce să pun mâna. Le fac niște paste cât ai clipi. Așa că iată ce am aici. Am o oală de 6 litri în care am pus apă mai bine de jumătate și am dat drumul să clocotească. Adică să fiarbă cu bulbuci. Iar când vezi că începe să fiarbă, ei bine, vii frumos cu o lingură de sare și pui în apă. Exact acum. Dacă vei pune sarea mai devreme, fierberea s-ar putea să dureze mai mult. Așa că pune sarea la final. Ah, și totdeauna la paste, apa se asezonează doar cu sare, fără ulei. Uleiul nu are nicio treabă când pui pastele la fier. Acum că a început să fiarbă, iau frumos și eu penele mele și am aici 500 de grame de pene pe care am să le pun la fier. Ia ca așa. Le agit puțin și din momentul acesta ne uităm la ceas și exact în 10 minute le aduc înapoi și continui cu rețeta. Cât fierb pastele, eu mă ocup de legume. Vreau să fac totul ca la carte lângă voi. Am zis că fac totul în fața voastră, am zis. Ia cătă, am aici o crăticioară cu gura largă, am dat drumul la foc, focul iute. Am aici ulei de măsline, pe care apropo să pun și în crateță, undeva la vreo 30 ml de ulei de măsline extra virgin. O frunzuliță de dafin, o pun aici direct cât să aromatizeze uleiul. Îmi iau cuțitul și am aici 5 căței jumătate de usturoi. Am să-i mărunțesc în genul acesta. Să vedeți ce simplu se fac pastele astea minunate. E o rețetă simplă, mereu la îndemână și poți să o faci cât ai spune paste. Perfect. Îl iau și îl pun în ulei. După usturoi, două cepe. Una mai mare și una mai mijlocie. Le iau și le toc jos iar și pe astea. Nu te chinui prea mult cu ele și o să vezi imediat și de ce. Totul foarte rapid și foarte simplu. Dacă mi-am permis să filmez în genul acesta, înseamnă că chiar e simplă rețeta. Acum, ceapa e gata, pun și ceapa în cratiță. Vin și ajut cu o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de cimbru, cimbru uscat, dacă ai pune proaspăt, o jumătate de linguriță de oregano, jumătate de linguriță de coriandru boabe pe care l-am mărunțit în mojar, jumătate de linguriță de boabe de muștar mărunțite de asemenea în mojar și jumătate de linguriță de piper proaspăt râșnit. Pun și pe ăsta. Și deja a început să miroase nemaipomenit. La paste au trecut aproape 3 minute și jumătate. Condimentele le-am pus, acum am să pun rădăcinoasele. Și am aici 2 morcovi. Am să-i tai așa cât pot eu de mărunțel. 2 morcovi medii pe care poți să-i dai și pe răzătoare dacă n-ai chef să tai. Așa, și un pătrunjel mic rădăcină. Toc așa mai zgomotos, ci că mă grăbesc, sunt stresat. Bun, îi iau și pun și pe ăștia în cratiță. Ah, și mai am ceva să adaug, că tocmai s-a întors să-ți ia de la cumpărături. A lipsit de la cumpărături mai bine de o săptămână, așa că musai trebuie să pun. Și e vorba de tijă de țelină apio. Uite-o, asta. Vreau să o tai și pe asta și să o pun aici, la viitorul sos pentru paste. O să iasă nemaipomenit, te asigur. Dacă n-ai țelină apio, poți pune țelină rădăcină. Că pune și tu vreo 50 de grame. Tocată cum ai văzut la morcov. Uite așa, iau și eu. Toc și pasta. Ia cătă ce simplu fac eu paste. Iau și le pun aici. Focul în continuare rămâne neschimbat, doar că trebuie să te miști un pic mai repede cu tocatul. Dacă nu ți le pregătești din timp, iar atunci când te apuci de prăjit, merge totul ceas.
Acum că s-au cunoscut toate ingredientele, ia câte ce urmează să pun. Am aici 150 de grame de pastă de gogoșar. Dacă nu ai pastă de gogoșar, ei bine, poți pune ardei capea sau ardei glas roșu sau chiar gogoșar tocat în cuburețe mărunte. Cam ce cantitate? Să spunem cam 2, ca să iasă consistent, să-i simți gustul și parfumul. Așa că pun gogoșarul. 10 secunde iau și amestec să se cunoască din nou toate ingredientele. Că vorba aia, am pus pasta de gogoșar și ar fi păcat să nu se amestece între ele. Și după 10 secunde vii cu cea mai bună dulceață sau cel mai bun gem care îți place ție. Eu am aici un gem de prune, fără zahăr, fără nimic. Dacă nu ai niciun gem la îndemână, e bine, poți să pui zahăr. Cam cât, să spun, o lingură rasă de zahăr. Eu am să pun gem de prune. Aici avem aromă, avem așa un ușor gust de afumat și ca să nu mai spun de dulceață. Pentru că da, pruna conține zahăr natural. Și încă cum? Și vă asigur că mișcarea asta va duce totul la alt nivel. Credeți-mă pe cuvânt, că vorba aia, dacă nu vă ies, sunt garantate. Încă 10 secunde și peste, dragii mei, am să vin cu nici mai mult, nici mai puțin de 450 de ml de suc de roșii. Dacă nu ai suc de roșii, poți pune pastă de tomate. Cam cât? Cam o lingură serioasă. Dacă nu ai pastă de tomate și nici suc de roșii, poți pune roșii întregi. Cam câte? Ei bine, vreo 4-5 roșii, mai mărișoare, dar te-aș sfătui să alegi semințele. Pun sucul de roșii. Sucul de roșii vine cu partea acidă și va dezlipi aromele de pe fundul crateții și le va întoarce înapoi în sos. Adică acele zaharuri caramelizate, adică acea aromă nemaipomenit de gustoasă, va ajunge în sosul nostru. Și aici, dragii mei, am nici mai mult, nici mai puțin de 250 de ml de apă de la paste. Apă plină de amidon. Amidon de la paste. Iar amidonul acesta va face ceea ce trebuie la sos. Adică îl va lega și va da cremozitate. Iau și pun apa de la paste. Și în maxim 3 minute ar trebui să fie totul fiert pentru următorul pas. Au trecut 3 minute, acum fii foarte atent la mine ce urmează să fac. Iau și pescuiesc frunzița de dafin și a făcut treaba, nu mai avem nevoie de ea. Focul rămâne în continuare iute și, dragii mei, cu grijă de artist, fără să te frici, iei și mixezi totul bine. Da, exact aici în crață. Numai să nu fie de teflon sau, dacă e de teflon, să nu ai partea asta din metal. Cum am permit, nu e din teflon, e dintr-un material rezistent. Îl mixez până se face totul o pastă fină, foarte, foarte fină. Ia cât ce cremos a ieșit, te asigur că e nemaipomenit, ia! Nu spun nimic, acum, dragilor, uitați ce urmează să facem. Am scurs pastele de apă și am să pun pastele direct în sos. Ia ca așa! Și stai liniștit că nu e deloc mult sos. Ce se va întâmpla acum? Ei bine, aceste pene vor absorbi din sos și va ieși o nebunie de paste. Paste, pene sau pene. Și în următoarele 3 minute nu fac altceva decât din când în când amestec, dar stau cu ochii pe ele să văd dacă le mai trebuie apă. Apă de la paste, căci nu am aruncat-o pe toată, ce am mai păstrat. E posibil sau cu siguranță vom mai avea nevoie. Vreau să iasă cremoase, chiar și așa, de post. Și o să vedeți că pe măsură ce îl las, se vor lega și mai tare. Așa că de aia trebuie să avem grijă să hidratăm pastele atât cât trebuie, să nu stea lipite, să nu stea stană de piatră atunci când le mănânci. Ia uite ce bine arată! Wow, ce bine arată! Suntem în minutul 15, ne permitem să mai întârziem 2 minute, nu mai mult. Ia cătă, așa arată după încă un minut de așteptare. Am să pun puțin apă, pentru că simt că e nevoie. Apă de la paste, da? Atât, nu mai mult, vreo 50 de mililitri. Tot acum am să mai pun și puțin ulei de măsline, vreo 20 de mililitri. Uite așa. Și o mână de pătrunjel proaspăt. Pătrunjel verde proaspăt. Tocată mărunt. Pun aici. Iau și opresc focul, amestec și mai am încă un minut și gata tot. Ia uite-te tu ce bine arată și ce culoare au prins. Fii atent aici. Iar cum miroase ceva de zile mari. Uite-te, numai ce cremos este sosul. Uite aici, ce cremos e sosul. Fă această rețetă, te invit să faci această rețetă și mă vei pomeni. De fapt, nu numai tu, toată familia va vorbi de bine aceste paste. Hai să vezi. Deja îmi plouă în gură. Nu mă gândesc la ele și nu mai pot. Dragii mei pofticioși, ce am eu aici sunt cele mai bune paste de post, dacă vrei să-i spui așa, pe care poți să le faci sau pe care le vei mânca vreodată. Dacă nu mă crezi, te rog frumos să faci această rețetă și ai să vezi că nu glumesc absolut deloc. Dacă nu ți iese, să știi că e garantată. Iar cei mici ai tăi vor îndrăgi aceste paste. Să nu care cumva să spui că nu mănâncă legume. Acum, dragi pofticioși, a venit momentul să degust pastele mele preferate. Mă rog, una dintre ele, căci pastele toate sunt preferate. Hai să vedem ce a ieșit și dacă se ridică la nivelul așteptărilor sau nu. Hai să vedem.
Am plouă în gură deja, că n-am mai mâncat nimic gătit de mine de o săptămână. Am pus pe deasupra și puțină nucă pe care am tras-o la tigaie. E o mică chestiune pe care poți să o faci și tu ca să ridici totul la alt nivel. Gustul de nucă, cu uleiul de măsline, cu pastele, cu sosul ăsta minunat. Deci fără brânză, fără carne, fără nimic. Totul de post. Legume și paste. Atât. Hai! N-ai cum. N-ai cum. Fantastic de gustoasă. Nu mă pot opri din mâncat acum. Foarte gustoasă. Și privește și tu aici ce bine s-au păstrat. Sunt în continuare hidratate, nu se lipesc. Uite de ce minunate sunt. Cremoase, de zici că le-ai făcut cu o tonă de parmezan. Mamă, mamă, mamă. Și da, sunt fanpaste și îmi plac la nebunie și te sfătuiesc și pe tine să faci. Din când în când. Dragi pofticioși, ce-mi doresc eu mie, vă doresc și vouă, vă doresc sănătate multă, să aveți grijă de voi și până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Hai Constantine, hai trupă, hai să mâncăm paste, că a gătit tata, mă rog, șef Paul Constantin. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ah, stai, era să uit. Așa, acum putem merge la masă.